Jack Jones și Callum Scott, Whistle, la ora 9:29, iar invitatul special de azi este aici în studioul Radio 3net. Ea vine din Republica Moldova și este poreclită de presă drept Adele. Ea a participat la o sumedenie de concursuri, dar cred că cel mai important a fost Eurovisionul în Moldova, unde a luat locul 3 și plus de asta scrie o grămadă de hituri în continuare, a scris și scrie hituri în România. Ea este Dara, bună dimineața, ce faci? Bună dimineața! Mamă, dar ce departe te-ai dus cu aia, cu Adele. Da? Te-a dus în istorie cu ăla. Da, da, m-a dus Evul ăla. Da, dar mă refer vocal. Dar știi de ce? Nu, asta e ultima chestie pentru care m-au poreclit Adele de Moldova. Era mai plinuță și atâta s-a putut. Deci asta a fost doar pentru faptul că era mai plinuță și au zis... Da, și gen era o combinație dintre un pic plinuță și o voce... cumva bună și cu cine se asociază? Adele, da. Era chestia clasică, știu că așa era și Feli Donose a avut aceeași poreclă la noi. Da, asta e. Foarte tare, ce vrei să spui, Furman? Nu, zic că sunt uimit, cu toate că nu mi-ar părea rău să-mi zică mie lumea că s-a Adele când, știi? Vezi că și a slăbit mai nou, așa că nu e nicio problemă. Știu. Dar tu ai avut niște probleme mai devreme și chiar ai o voce incredibil, adică Furman a fost, Furman de obicei așa mai... Se uită mai sceptic, de l-am văzut că era acolo atent, ascultai. Da, măi, ascultam și eram wow. Cântă frumos. Știe. Ce faci tu, Dara? Cum e dimineața pentru tine? Sincer, extraordinar de bine. Eu vii când începe să fie primăvară și să mă trezesc de la soare și chiar e foarte bine și am venit la voi și... Fix așa, doar că ne-a avut o problemă când ne trezim pe la 6 dimineața și eu, schimbându-se ore, eu aveam impresia că o să fie mai lumină și când m-am trezit, m-am trezit cu noaptea în cap, era beznă totală, nu vedeam nimic. Da, voi vă treziți și mai dimineața. Da. Aia, ne place. Da, ne place ce facem, mă, și asta e frumos. Muncim pentru copii noștri, pentru familia noastră, pentru un viitor mai bun. Anul trecut tu ai lansat primul tău album, Ruleta, la sfârșit de an și abia anul ăsta, pe 8 februarie, ai avut lansarea oficială. Da. Cum a fost? A fost tare, rău. Am invitat mulți prieteni de-ai mei. Deci cum am lansat albumul? Eu am avut o chestie de care am fost urmărită în ultimii 5 ani de când sunt în București, și anume faptul că orice piesă aș fi scris, inclusiv piesa care o să o cânt astăzi, când o arătam oamenilor care trebuiau să decide dacă o lansez sau nu o lansez, auzeam cam același răspuns, același feedback, care suna așa: da, dacă ar cânta o X, ar fi altceva. Hit. Și da, am fost urmărită de faza asta și am zis că ok, trebuie să fac din asta ceva bun. Și am invitat toți prietenii mei din industrie și am rugat: știi ceva, vrei să alegi o piesă de pe albumul meu și să o cânti tu? Și asta s-a întâmplat. Nu a crezut nimeni până la urmă că asta o să se întâmple, dar da, 9 piese de pe album au fost cântate de prietenii mei, de Motans, Florian Rus, Mario Fresh, Holy Moly. Ia vezi ce nume grele acolo. Ale Blake, Ada, Mamă, am uitat pe cineva și mi se face rău că am uitat pe cineva, nu știu pe cine. Hai că nu-i problemă, oricum sunt mulți. Mark Sam, băi. Ce tare. Uite, vezi, mă, ce nume acolo, Furman. Dar nu-mi vine să cred, să-ți faci un album și să-l cânte prietenii tăi. Dar știi ce tare e? Azi o să lanseze Melancolia, care a fost cântată de Holy Moly pe YouTube, să vedeți. E mindfuck. Băi, ce tare asta. Da, efectiv am putut să-mi ascult muzica. Ce tare. Cântată de altcineva, așa cum mi se spunea. Vezi la mine dacă-s tatuator? Eu am tatuaje făcute de prieteni, nu piese. Da, cam strâme, ce-i drept, dar merg. Uite, următorul album sau următoarea piesă pe care o faci, trebuie să-i trimiți lui Adele să cânte. Na, cu drag. Să zici, băi, Adele, acum câțiva ani toată lumea spunea despre mine că semăn cu tine, ia cântă și tu piesa asta, că trebuie să o facem. Știi că Adele lansează piesa o dată la 6 ani, să urmă, și cum are o chestie, o strategie. Un album, de fapt, și rupe tot timpul. Adică 6 ani, ea scoate o piesă care durează 6 ani, e pe acolo, o ascultă lumea. Da, și tot pauză, mi se pare incredibilă strategia ei de
a lansat piesa. Da, da, da. Așa și eu, odată la 24 de ani. Deci la anul, la cam anul, la anul ar trebui ar fi timpul. Chiar că mi-ai spus multe nume acolo, dar vreau să te întreb așa, să-mi zici nu neapărat un nume, dar mai multe. Mm-hmm. Cu cine ți-a plăcut cel mai mult să lucrezi în studio? Că ai făcut multe piese și ai lucrat la multe piese pe care lumea nu știe că sunt făcute de tine. Da, bine, o să vorbesc acum despre productivitate în mare parte, că îți place atunci când e productiv, știi? Cel mai productivă colaborare a mea în sens de writer este într-adevăr cu Sasha Lopez, cu care am scris multe chestii și următoarele piese pe care o să le lanseze sunt multe scrise de mine, Smoke Me, piesa cu Ami, Butterfly Dance. Deci noi avem o fază, încercăm să intrăm în studio și să nu ne iasă ceva. Dar nu ne iese să nu ne iasă, da. Că în momentul în care intrăm în studio înseamnă că ne iese ceva foarte bun. Și tare primiza asta aici, mă? Da, da, da. Noi dar intrăm? Nu e o chestie pe care o gândim real. Adică pur și simplu avem o chimie extraordinară în writing, în idei, în noi intrăm în studio să facem chestii și nu ies chestii. La voi fix invers. Adică asta trebuie să fie primiza. E o realitate. E într-adevăr o realitate. De-aia am zis cumva e top 1 la nivel de productivitate. Eu writer. Da. Îmi place foarte mult să lucrez. Am avut o singură sesiune, dar cred că aș mai putea să am 159. Holy Moly. Ador. Da, e foarte tare Holy Moly. Ador să scriu cu ea, pentru ea, orice. Și am foarte mulți oameni care sunt mai mult producători cu care ador. Paul Iorga, Vlad Măzărel și mulți, toți producătorii cu care lucrez eu și toți producătorii de pe albumul Ruleta. Vezi, Furman, că să fii atent să notezi acolo ce producătorul spunea, să-i contactezi, să vezi acolo. Hei, eu sunt furmanelul colegului Cucu de la radio, vreau să scot și o piesă. Împlinesc 24 de ani și vreau să fac un hit. Piesa se numească La mulți ani, e ziua mea. Ce am vrut să zic, că cu cine ai vrea să colaborezi? Cu cine ai vrea să vă scoți un fit, de exemplu, și n-ai apucat? Din România și de afară te întreb. Din afară, mamă, serios, îmi dai voie? La da. Modul îmi dai voie. Visul ăla nebun e Kendrick Lamar, adică la Dar vezi că tu ai un prieten comun cu Kendrick Lamar. Știu. Vezi că nu ar fi. Prieten neapărat. Na. Da, 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 da. Cunoștință e și cam fost. E vorba aia, știi, filosofia aia, 5 mâini cum strânse, mă duc la Kendrick Lamar sigur. Da, dar vezi că știi pe cineva care îl știe pe Kendrick Lamar, care lucrează cu Kendrick Lamar. Trebuie să mai bag un pic de engleză. Trebuie să dau un pic de rap sau ceva linii în engleză să sparg pe Kendrick Lamar. Nu mă așteptam la asta, mă așteptam să zici, nu știu, Adel, nu, cineva, e genial, incredibil, foarte tare asta. Nu, e ceva ce nu pot explica. Adică ascultând albumul lui Kendrick pot să plâng de 20 de ori și eu de 30 de ori să mă bucur și să dansez și de toate. Da, e toate vibe-urile omul ăla, e incredibil. Da, da, da. De aici cu siguranță este prietenul meu de Motans, cu care tot încercăm să scriem de vreo 5 ani o piesă. Și nu dar ieșa. Vezi că suntem mai mult prieteni decât să ne iasă lucru în studio. Acum aberez, ne-au ieșit foarte multe chestii, dar nu aia care vrem noi pentru noi. Nu aia care să simțiți voi că lansați de Motans Fit, exact, da, exact. Și avem rab. Răbdare. Dar e bun, și ce place când vorbesc cu, că a fost, acum o săptămână a fost Cristi Porcar și el e tot din Republică și îmi place tare mult când vorbiți voi, adică mai rabdă, adică mi se pare mai rabdă mai puțin. Mai rabdă un pic, da. Cum faci și Ios din Ardeal și noi avem niște cuvinte de astea foarte ciudate și e tare. Da. Da. Ce altă meserie ai fi făcut tu dacă n-ai fi făcut muzică? La ce ești tu bună? Sunt bună la limbi străine. Okay. Și cu siguranță aș fi făcut filologie în sensul limbilor mai diferite și mai multe. Asta e un hobby de-a meu, să mai iau câte o limbă și să mai învăț. Câte știi? Vorbesc engleză, rusă, română, ce mai vorbesc? Înțeleg foarte bine, vorbeam franceză, n-am mai vorbit-o de vreo 10 ani și acum doar o înțeleg. Bine, pot să răspund, adică nu mă pierd. Spaniolă. Și mai nou ebraică. Tu știi ebraică, nu? Ce sau ce știi tu? Știi ebraică. El s-a născut nu te cred. Știi că nu te mai pe Furman. Zeder, mai tah. Ia uite.
Știi că le-a întrebat pe fulba că ai zis că dacă e român, el s-a născut în Israel, e român, român. Am înțeles. Tată și mama română. Eu te-am întrebat, înainte să intrăm în live. Eu simt ceva, da. Da, uite, ne putem învăța unul pe altul ebraic, dacă vrei. Spune ceva frumos în ebraic. Nu știu ce să zic. Ceva frumos, ce știi, doar în jurăturile? Știi pe Omer Adam? Nu. E un cântăreț foarte șmecher de acolo. Nu, n-am ajuns încă să studiez partea asta de artiști șmecher. Și muzică. De artiști. Cu toate că de acolo trebuie să încep, doar că, cum zice profesoara mea de ebraică, se enervează foarte tare pe mine, pentru că eu am foarte mult treabă și ebraica e o chestie așa, să fie acolo. Da, gimnastica pentru creier, știi? Și ea se enervează pe mine și mi zice... zice pe nume, Nicoleta, nu ai dreptul cu creierul ăsta să nu înveți mai, să nu studiezi. Și a înțeles ea că nu o studiez și a zis că ok, am înțeles, la tine e minutul de ebraică. Atâta, păi, da. Eu cred că ea simte că trebuie să te pregătești, poate prins vreun turneu pe acolo și îți dai seama, să vorbești cu publicul, să zici, ei, da, nu știu cum, da, mai departe de asta e o limbă extraordinară de plină de sens și asta îmi place foarte mult. Dar e grea rău, adică eu, nu, Furman, e așa, mi-e așa mi se pare, mi-ar da, Furman, cum se scriu cuvintele și dacă nu le înțelegi. Nu, dacă cuvinte nu le care știi, sunt la fel, dar se pronunță diferit și nu înțeleg cum. Da, mi se pare că arată foarte frumos. Arată frumos, mi-am place. Ți-ai face un tatuaj în ebraică? Nu știu dacă o să mai fac vreun tatuaj. Okay. Am pauze de tatuaje foarte mari și trebuie să simt. Cam odată în 7-8 ani îmi fac un tatuaj. Oh, deci așa, eu am pauze de 8 luni și mi se pare că am mulți. Deja mi se pare mult, deja intru așa într-un sevraj de tatuaje. Păi eu intru în sevraj, de-aia mă și opresc și mă țin când a trecut 8 ani și mă țin doar unul și mă așteaptă. Dar știi care e faza? Că eu am prieteni care tatuează. Da, îți dai seama, el. Dar am prieteni care își fac un tatuaj, adică n-au niciun tatuaj, își fac un tatuaj și dacă te uiți în 3 luni, așa, sunt full. Își fac sleeve, își fac peste tot, își fac pe față, pe mâini, pe... Da, peste tot. Zic. Uite, am o curiozitate. Da. Ia spune. Dacă toți ne-am naște cu un tatuaj, ok? Așa. Și ai putea să-ți faci unul singur, nu ți-ai mai face tatuaj în afară de cel cu care te-ai născut, care ar fi tatuajul cu care tu te-ai naște? Ar fi poate un citat, ar fi poate un desen, ce ar fi? Un simbol? Poate ai un moto după care te ghidezi și ai vrea să-l ai pe piele. După am două pe piele. Care sunt? Trebuie să alegi doar unul, știi? Da, ai de. Bine, eu o să le zic pe toate trei și alegeți voi, care vă place mai tare. Primul este, sunt trei întrebări și trei răspunsuri în spaniolă, care sună așa. Donde estás aquí? Que ora es ahora? ¿Quién eres tú? Este momentul. Unde ești? Stai. Donde estás? Unde ești? Aici. Ce oră e? Acum. Cine ești tu? Acest moment. Wow, asta îmi place deja. Da, a doilea este super simplu, care zice alma libre, adică suflet liber. Okay. Și încă două mai am, care ți le-am arătat mai devreme, care împreună, eu am pe piciorul drept și pe piciorul stâng, care împreună formează efectul fluturului. Ah, butterfly effect, foarte exact. Tare. Nu știam ce înseamnă. Vezi? Asta e preferatul meu. Bă, eu sincer, primul ăla mi se pare... Mi se pare incredibil să trăiești prezentul și unde ești acum, mamă, foarte tare asta. Da. Foarte tare, tare asta. Eu pentru fluturi am așa un soft spot, n-am ce face, da. Păi da, tu cu fluturi ești... Să mână în mână, așa sunt cu fluturi. Deci ați înțeles, da? Da? Nu am putea să ne naștem toți cu același tatuaj. Nu, n-am putea. Iar existau niște Dar conflicte. Cum ar fi, să fim toți cu același tatuaj? Ar fi normalitate. E foarte probabil, da. De fapt, da, ajunge ca și cum ai semnele astea de... Când ai semne probabil. Pe tine și... Sau cum au indienii... Da, ar fi ceva plută. Normal, n-ar mai fi un tatuaj. Ar fi doar o parte din noi, cum toți avem ochi, cum toți avem nas. Da, corect. Da. Apropo, vorbim de tatuaje și așa, noua generație e plină de tatuaje, după cum bine vezi, uite, noua generație. Ce părere ai despre, cel puțin pe plan muzical, despre noua generație? Care... Îmi place foarte mult. Și nu îmi place foarte mult. Ca întotdeauna. Da. Adică de ce să... Nu, eu nu sunt adeptul fazelor alea cu... Nu suport oamenii care măcar își permit să zică adolescenții de acum, ce adolescenții de acum, ce? Nu te ții minte, ai uitat, a trecut prea mult timp de atunci, ce e nou? Se schimbă doar formele prin care se întâmplă niște procese. Sunt băieți de 16 ani mai nou, nu mă întrebați cum mă cheamă, că nu țin minte încă, dar urmează să...
mi-a arătat un prieten de-a meu și când mi-a zis că băiatul ăla are 16 ani, am zis că nu există. Omul scrie în ultimul hal și interpretează și are vibe și e super tare și pe de cealaltă parte există fix aia de 16 ani care fac niște... E fix ce se întâmplă și acum vreo 20 de ani, exact, și acum 40, e schimbul de generații și tot timpul. Mereu o să fie asta și mereu o să existe muzică bună, mereu o să existe muzică de proastă calitate, da. Nu mai vorbim de anii 2000, serios. Aha, adică ce era acolo? Trăit acolo, știm noi toți. Urma, adică... dacă ați curs ce piese erau acolo și ce coreografie avea pe scenă. Exact, și totuși și acolo poți să găsești, da, niște evergreen-uri și niște chestii care erau mai mult decât... nu știu, o piesă a unei trupe care se arde într-o zi. Eu mă dau în spate, că eu pe atunci mă nășteam aproape. Săracu. Da, tu ești din 93, ca și mine, da. Nu? Adică da, suntem aceeași an. Ca idee, mi se pare că de multe ori noua generație e mult mai bună decât ce se întâmpla în trecut, da, pentru mereu că au mult mai multe informații la îndemână și mulți dintre ei știu să le folosească. Mereu o să fim mai buni. Da, a spus-o evoluție, Tolstoi, clar, da. Și a spus-o bine foarte mulți ani în urmă. Și a spus-o mereu că generațiile apropiate nu o să se înțeleagă și o să se înțeleagă bunicii cu nepoții. Drept dovadă, bunicii cu nepoții rar au probleme. Da, în chiar general, că... adică nu știu de ce ei se înțeleg și nu știu de ce părinții copiii au probleme de... Bă, da, chiar, interesant, da, asta. Da, se numește cartea... Fii și tați, cred că știu, a fost scrisă mulți ani urmă. Știu unde nu se înțeleg bunicii cu nepoții. Cel puțin bunica, când atunci când mergi la țară și trebuie să mănânci. Acolo, acolo e dilema, că hai mămică, mai mănâncă și tu, că nu ești slab, e sau slabă ești, da. Cred că e sigura diferență. Apropo, am văzut că te urmăresc pe TikTok. Ce-ți place mai mult, Instagram-ul sau TikTok-ul? Sunt foarte diferite. Și dacă mă urmărești pe Instagram, o să vezi că contentul e foarte diferit. Da, chiar e diferit. TikTok-ul este mai aproape de oameni. Mai pe fan, mai pe... Adică, da, e mult mai... Adică eu, fan, real, în stradă... Adică dacă m-au oprit oamenii în stradă, sunt oameni de pe TikTok. Băi, da. Da, adică, sorry, dar asta e real. Nu că sorry, chiar mă bucur că... Sunt atât de deschiși să-mi spună că bă, ce tare faci, ce chestii tare faci. Pe Instagram e un pic mai elitistă treaba, dar și eu postez alt fel de content și n-am nicio treabă. E fix tranziția Facebook-Instagram, că așa se întâmpla și acolo. Da. Ia, fix uite, era, ca la apărut, generații. Da, uite, se schimbă și acum să vedem dacă mai apare ceva după TikTok. După TikTok, dacă mai au ce să inventeze. Mai ții minte cât de tare era înjurat Instagram-ul? Vai lei, da. Ce e aia? Niște poze fără sens. Da, n-au niciun sens. După a apărut Insta Story care a fost furat de la Snapchat și erau, mamă, ce hoți. Da, și acum toți le folosim. Da. Și unii dintre noi facem și bani din treaba asta, dacă de ce mă întreb vorba aia? Amnezia cum îi cheamă, conștiinței generale mă sperie. Uite, și legat de chestia asta, dacă ai spus de făcut bani din online. Așa. Te simți influencer? Eu nu fac bani din online încă. Dar simți că ai puterea să dai influencer. Sunt un om care creează un content foarte original, asta știu. Ok. Influencer nu... Ce înseamnă influencer? Să propui ceva vânzării și să se cumpere. Cam asta înseamnă influencer. Da, cam asta se traduce în România. Să ai puterea de a influența. Cuvântul ăsta s-a denaturat foarte mult. S-a denaturat. Înseamnă că influențezi oameni, atât. Uh-huh. Nu ce fac eu acum, că acum știu sigur că am... Ok, I am an influencer. Știu că din momentul în care am postat traducerea pentru Dame tu Cosita, vreo 5 milioane de oameni au văzut asta și vreo 10.000 de femei mi-au scris că nu o să mai pună piesa copiilor lor de 5 ani. Și eram slavă Domnului. În sfârșit. Bun, vezi? Trebuie să cauți, că furma nu știe. Uite, trebuie să... Nu știe pentru... Da, trebuie să... O să fie o descoperire. După să ce înțelegi despre abia ce... aștept. După ce terminăm, te uiți și tu, Furman. Da. Am ajuns la final. Urmează să dau play la una din piesele tale de pe album. Și mai apoi... urmează să ne cânți live aici frumos cu pianul. Da. Aștept să aud. O să mai facem un podcast, că eu mai aveam vreo 30 de întrebări. Bă, și eu, dar din păcate, așa e la radio, trebuie să stai
cât trebuie, pentru că vin și alți colegi peste tine și na. Ce vreau să zic? Piesa care îi dai play acum o să fie lansată la 10, la exact, nu știu câte ore acum, e aproape de 10, cred că. E 9.48. Exact, în 12 minute o să fie lansată pe YouTube, în versiunea lui Holy Moly și e foarte tare. Ia să vedem. Da. Bam, bam, bam. Acum îi dăm cu melancolia. Urmează Dara să ne cânte. Mersi frumos, Dara, că ai venit. Eu mulțumesc. A fost o dimineață frumoasă. O chiar plăcere. O plăcere. Și ne vedem la un podcast mai lung, așa, să stăm la povești. Cu drag. Da. Abia hai aștept. Că vă lăsăm cu Dara melancolia și după aia ne cântă Brațele tale. Mele. Da, tot timpul greșesc. Păi da, nu, brațele ei. Brațele e ei, cea, chiar. Mai, da, brațele... cea mai ciudată denumire ever. Da. Toți încurcă, e ok. Da. Sorry, hai că îi dăm acum cu melancolia și ne auzim imediat live, acustic, pian, ce vreți voi. Ciao.